Droguri. Țin minte atât de bine ce s-a întâmplat. De parcă a fost ieri. Eram în clasa 10-a, când am încercat pentru prima dată droguri. Aveam doar 16 ani. Nu mă gândesc nici o secundă la consecințe, chiar dacă ar fi trebuit să fac. Voiam să fiu diferită. Voiam să fiu împotriva sistemului. Voiam să fac ceva care să mă scoată în evidență. Iar drogurile mi s-au părut cea mai simplă alegere. Senzația de împlinire, senzația de fericire pe care mi-o ofereau drogurile, era una cu totul euforică. Mă făcea să uit de toate. De toate problemele și responsabilitățile mele. Și m-a ținut captivă pentru o lungă perioadă de timp. În primele luni, îmi impusesem anumite reguli. Consumam doar sâmbăta. Iar sâmbetele apoi s-au transformat în weekenduri și în final ajunsesem să consum aproape zilnic, devenind dependent. Când am început să consum, luam de la prieteni. Când am simțit nevoia de mai mult, am vrut să cumpăr. Dar cu ce bani? Era minor. Nu lucram nicăieri. Era greu să fac rost de bani. Deja datoram prietenilor prea mult și nu aveam cum să le mai cer. Am început să fur din geanta mamei. Dar nu puteam face asta pentru mult timp. Și-ar fi dat seama. Eram disperată. Singura soluție era să muncesc. M-am angajat la un magazin. Nu era zi în care să nu consum. Școala devenise un loc în care doar pierdeam timpul. Nu găseam nimic interesant de făcut. Nu aveam niciun talent, nu știam să fac nimic. Știam că mama o să afle. Era inevitabil. Tata era mai mult absent decât prezent. Nu făceam griji în privința lui. Dar mama, știam că am dezamăgit-o. Știam foarte bine asta. Dar în acel moment, singurul lucru la care mă puteam gândi erau drogurile. Zilele deveneau din ce în ce mai confuze, mai neclare. Timpul mi-l petreceam în mare parte dormind, iar când nu dormeam, consumam droguri. Într-o zi, la aproximativ o lună de când m-am angajat, făcusem cea mai mare greșeală de până atunci. Faptul că nu consumasem droguri de 2 zile mă făcea să devin din ce în ce mai disperată. În momentul ăla, drogurile erau o necesitate. Singurul loc în care eram cât de cât ferit de văzul lumii era de baraua magazinului. Am intrat ușor să nu fie observat, am închis ușa și am scos pliculețele. Toate. Absolut tot ce aveam în buzunar. Mă simțeam de parcă eram în al nouălea cer. Mă simțeam împlinită. Nevoia mea era momentan potolită. Deodată am auzit niște bătăi în ușă. Nu știam ce se întâmplă. În secunda următoare îmi văd șeful stând în tocul ușii. M-a prins. Eram confuz. Nu știam cum să reacționez. M-a luat de umăr agresiv și m-a dat afară. Și mi-a spus să nu mai calc vreodată prin magazinul lui. În acea seară, mama m-a chemat în bucătărie. Realizasem că aflase despre incidentul de la magazin și știam că va urma o ceartă cruntă. M-a întrebat cu o privire dezamăgită ce se întâmplase cu mine. Cum am ajuns așa?
începuse să țipe la mine și să-i numere toate sacrificiile pe care ea le făcuse pentru mine. Oricât de mult am încercat să mă abțin, să tac, să o ascult, să o înțeleg, nu mi-am putut controla furia și am lovit-o. Complet șocată și dezamăgită, mi-a spus: nu te mai cunosc. Am rămas împietrită. În fața mamei devenisem un străin. Nu m-am așteptat vreodată să aud asta de la mama. Fără să mai zic nimic, am ieșit cu rușine din casă, fără să mă uit înapoi. Eram pierdut. Pierdusem absolut tot. Relația cu mama, locul de muncă, școala. Nu mai aveam nimic. Eram într-o stare de disperare. Ce mai puteam să fac? Singurul mod în care mă puteam liniști erau drogurile din ghiozdan. Erau tot ce mi-au mai rămas. Într-un moment de zdrăbiciune, am scos tot ce aveam din ghiozdan și fără să-mi dau seama, consumasem tot. M-am trezit brusc, dezorientat. Aveam o durere de cap insuportabilă, iar mama era lângă mine. Abia atunci când i-am văzut fața, mi-am dat seama de gravitatea situației. Trebuia să fac o schimbare. Primele zile fără droguri au fost chinitoare. Dar după o dificilă perioadă de timp, viața își revenise la normalitate. Mă întorsesem la școală, chiar dacă știam că va trebui să repet anul din cauza absențelor. M-am împăcat cu mama și am început să privesc viața cu alți ochi. Această perioadă din viața mea m-a făcut să realizez că drogurile nu au fost niciodată soluția, ci doar cauza unor probleme mai grave. Alegerea este a ta. Spune nu drogurilor!